În perioada aprilie-octombrie 2018 se desfășoară acțiunea numărul 16 din programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii, acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase. Obiectivele acțiunii sunt diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri periculoase a prevederilor în domeniu, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminarea tuturor neconformităților constatate. Acțiunea cuprinde trei etape. Prima etapă se desfășoară la începutul lunii aprilie și constă în informarea partenerilor sociali din județ cu activitate în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase privind motivul, scopul, modul de derulare a acțiunii și tematica abordată. A doua etapă constă în verificarea prin acțiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care fac obiectul acțiunii și se va desfășura în lunile aprilie, iulie și octombrie. În etapa a treia se va verifica modul în care angajatorii verificați în etapa anterioară au realizat măsurile dispuse.